Bună seara, prieteni, bună seara tuturor! Bine v-am regăsit la cea de-a doua ediție a Zilelor Comunei Târlișua. Haideți încet mai aproape, pentru că începem programul nostru. Haideți cu curaj, apropiați-vă! Trebuie să vă spun, pentru început, dragi prieteni, Jerry, dacă îmi tai din înaltă, e perfect. Trebuie să vă spun, dragi prieteni, că acest eveniment, organizat din vina celui care îl vedeți acolo, vina cu ghilimele de rigoare, vorbesc de primarul comunei. Așa cum spuneam, suntem la a doua ediție, 681 de ani de atestare documentară a comunei pe care o reprezintă primarul vostru. Trebuie să spun că arătați bine pentru o bătrânică de 681 de ani și chiar are nepoțele frumoase. Puteți să vă anunțați rudele din străinătate sau pe cei din județul Bistra-Năsăud că vă pot urmări în direct la St. George TV și la AS TV sau pe www.stjorgetv.ro sau www.as-tv.ro. Depinde de preferințele voastre. Oricum, râdeam cu colegii mei de la cealaltă televiziune înainte de spectacol. Oricine în județul Bistra-Năsăud se uită la televizor în aceste momente, e clar că vede doar Târlișua. Haideți, haideți încet mai aproape, haideți. Haideți că poate vine vreo mașină și Doamne ferește. Bun, haideți să nu ne lungim mult, avem și oficialități. Astăzi vom avea un spectacol extraordinar. O vom avea alături de noi și pe Michi de la Capital, o vom avea și pe Alina Eremia, vom avea pe cei de la Compact, vom avea un foc de artificii, băieții de la... Acum nu știu cum să le zic, prefix 990, că sunt mulți de acolo, sau de Boulevard. Vom avea și cu metri, era să le zic chiar așa, vreau să vă explic de ce, dar mai încolo, după ce se mai întunecă și pun colegii de la televiziune semnul cu 12 sau cu 18, cum vreți. Salut și prezența senatorului Ioan Deneș aici printre noi, salut și pe viceprimarul Florin Pop, dar până una alta invit alături de mine pe Robeo și pe Danusia. Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumim frumos pentru invitație, așa că noi nu am venit singuri, suntem aici cu o echipă, fetelor, Ariana. Hai să le aplaudăm! Și Petra. Jenny. Așa și vrei să ne ajutați, cine ne joc, cine cunoaște melodia, să vină cu noi. Too many times before, and her heart is breaking and failing.
Așa avem nevoie de ajutorul vostru. Dați-i palme, hai fete, rog. Haideți. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Mulțumim frumos! Mulțumim! Să vedem cine recunoaște această melodie. Cu siguranță, cred că toată lumea. I remember when I was found by mine. There was something so pleasant about that phrase. Living your emotion, I will let go.
Așa e, maybe I'm crazy. Și următoarea melodie zice în felul următor. Hai să vedem. Să vedem, se cunoaște melodia sau nu? Și cu toată lumea? Hai, nu știu mie, e greu? Așa încinge culorile pe aici.
Mulțumim frumos! Să vedem cine cunoaște melodia. O piesă de vară foarte frumoasă. Haideți că cu siguranță cunoașteți. Haideți să ajutați-ne. Piesa asta o știți? Cred că cei mai mici până la cei mai mari toți o cunosc. Thank you.
Așa e, suntem happy pentru că și voi trebuie să fiți happy. Și ultima melodie, asta cu siguranță că o știți. Așa e, cine poate fi decât Davideta cu Hey Mama! Să fiu oman, să fiu bebe, să fiu whatever that you tell me to do. Yes, I'll be there, whatever you lay. You will look out of worry, I'm down for your bed. Best believe that, when you need that, I provide that, you will always have it. I'll be on back, keep it on track. When you need that, I will be on track. Yes, I do the cooking, yes, I do the cleaning. Yes, I keep the nana recipes for your knitting. Yes, you be the boss and yes, you be respecting. Whatever that you tell me, cause you can't keep it spitting. Oh, best believe that, when you need that, I provide that, you will always have it. I'll be on back, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. I want to be the girl in my neighborhood. Hey mama, mama, hey mama, mama. I can't be the time, I don't believe it. Don't do all you want, I think I will say. Așa zâmbeam și eu de lângă scenă, cam ceva în genul zâmbetului de vulpe ajuns în cotețul de găini al colegului meu, Dan Pânzariu. Bun, am debutat cea de-a doua ediție a zilelor Comunei Vișua și mi-aminteam de o chestie, așa uitându-mă în jurul meu, zice că la București era un detașament de pompieri, știi? Și la un moment dat vine comandantul Ardelean, clar. Zice, bă băieți, lustruiți-vă echipamentul. Ce lustruiesc, băieții? Nu, lustruitul ați? Lustruit. Bun. Și acum umpleți cu găleata mașina de pompieri. O umplu ăștia încet cu găleata. Și no, amug încetuc, mereți, dar să nu deranjați circulația, mergeți încet, pe prima bandă, arde Senatul României și toți senatorii sunt chiși acolo. Bun. De ce am zis chestia asta? Pentru că în această seară alături de noi avem doi prieteni ai Comunei Târlișua. O să vedeți despre cine e vorba. Amândoi sunt senatori, băieți faini, nu știu ce Dumnezeu caută în politică. Așa că, până să vi prezint, o să vi invit alături de mine pe cel care se face responsabil de ceea ce se întâmplă aici, în această seară. Vorbesc de primarul Comunei Târlișua, domnul Vlăduț Purja. Hai mai cu viață, că e primarul vostru.
Îl invit alături de noi și pe mâna dreaptă a primarului. Am zis mâna dreaptă, noroc că e însurat primarul. Așa. Pe viceprimarul Florin Pop. Și dacă tot vorbeam de senatori, îl invit alături de noi și pe senatorul Ioan Deneș. Mai este printre noi și senatorul Dorin Dobra. Pe unde sunteți, domn senator? Hai, a fugit domnul senator. Domn senator Dobra! Hai. Bun, a venit dânsul. O să vină, o să-i zicem și lui bună seara. Până atunci, haideți să vedem ce ne-a pregătit primarul în această seară. Bine v-am găsit la dumneavoastră acasă, domnule primar. Primare, bună seara! Bine ați revenit la noi! Mă bucur că am putut să facem a doua ediție a Zilelor Comune Târgișoa. În trecut, cum fiecare dintre noi avem o zi, este normal ca și o comună să sărbătorească o zi. Mă bucur că sunteți atât de mult și că în această seară o să fie o seară a tinerilor și a tuturor celor care au sufletul tânăr. De asemenea, prin intermediul televiziunilor care transmit în direct, vreau să salut pe toți locuitorii comunei Târgișoa de aici și de pretutindeni, pentru că aproape 1000 dintre consătenii noștri sunt împrășteați prin lume. Și salut cu această ocazie. Salut de asemenea prezența printre noi a domnului senator Ionuț Deneș, care își are rădăcinile în satul Borleasa și care întotdeauna a fost aproape de noi și ne-a sprijinit în tot ceea ce s-a făcut la noi în comună și pe această cale îi mulțumesc public. Salut și de asemenea prezența printre noi a domnului senator Dorin Dobra, care s-a ascuns pe undeva, dar probabil că o să revină. Și vreau să ne bucurăm împreună în această seară, așa cum am spus, o seară a tuturor tinerilor și a tuturor celor care au sufletul tânăr. Și mâine o să fie o zi cu muzică populară în care să ne bucurăm cu toții. Declară deschise a doua ediție a Zilelor Comunei Târgișoa. Mulțumim, domnule primar. Domnule viceprimar, știu că am ținut legătura destul de mult pentru a organiza aceste zile. Două, trei cuvinte, după care domnul senator Ioan Deneș, v-am spus, și dânsul și celălalt senator al județului sunt niște oameni deosebiți, nu știu ce naiba caută în politică. Am voie să zic asta la televizor, am zis-o deja. Bun. Domnule viceprimar, un cuvânt de deschidere. Bună seara! Am multe emoții, ce să vă zic, să aveți două zile de sărbătoare frumoase și la mulți ani Târgișoa. Așa, și trebuie să vă spun, dragi copii, că datorită viceprimarului aveți toboganul, că m-a nebunit astăzi de ziua, dar unde e toboganul? Mă uite că a venit și toboganul. Domnule senator Ioan Deneș, o zi de sărbătoare. Vă spun la mulți ani de Sfântul Ion și aștept să-mi ziceți același lucru. Și la mulți ani și vouă tuturor ionilor care vă uitați la noi sau care sunteți alături de noi. Domnule senator? Mulțumesc, bună seara! Ca să nu uit, la mulți ani Nelu Boldea, de ziua numelui, și la mulți ani tuturor care purtați numele de Ion, Nelu, Ionuc, cum se spune pe aici. Vreau să vă spun că în această seară, deși sunteți comuna care vă învecinați cu județul Maramureș, respectiv o comună dintr-o margine a județului, prin intermediul mass mediei, sunteți conectat la întreg județ. Aceste camere de luat vederi sunt pentru dumneavoastră și ar trebui să fie îndreptate înspre dumneavoastră, nu înspre noi, pentru că meritați pe deplin acest lucru. Deși sunteți o comună cu 10 sate răsfirate pe toate dealurile, și asta știu pentru că o parte din vacanțele mele le-am petrecut într-unul din satele din comuna Târgișoa, respectiv satul Borleasa,
și stăteau bunicii mei undeva pe un deal și de aceea vă spun că sunteți împărțiți și răsfirați pe toate dealurile. Întreg județul sau mulți din județ au ce învăța de la dumneavoastră. Ați fost oameni care de multe ori poate soarta a fost vitregă cu dumneavoastră, dar nu v-ați plâns niciodată, ci dimpotrivă, ați luat viața în piept, ați privit-o în față și ați luptat cu această viață ca să reușiți și ați reușit. Pentru aceasta și pentru munca pe care dumneavoastră o faceți de-a lungul unui an, această administrație locală, respectiv primar, viceprimar și Consiliul Local, și felicit pentru aceasta, s-au gândit să vă ofere o zi a dumneavoastră. Este a doua ediție și felicit pentru această a doua ediție, spunându-vă dumneavoastră la mulți ani Comuna Târlișua, la mulți ani târlișoani și distracție plăcută în continuare. Mulțumim, domnule senator. Haideți să-l aplaudăm încă o dată pe responsabilul și vinovatul, nu, vinovatul și eu, dacă ceva nu merge bine, pe responsabilul de ceea ce se întâmplă astăzi, pe primarul Vlăduț Purja. Vă mulțumim, domnilor. Puteți coborâ. Așa, vedeți? Uite, afară de la ei de acasă, să vedeți cum m-a dat afară primarul pe mine din Târlișua, știi? Când îi veni încoace în Târlișua, îi vedea poza mea, nu că n-arăt bine, știi? Dar cu semnul interzis și până aici democrația, de aici încolo nu trece Nelu Bolvea. Dar mă rog, asta e partea a doua. Bogdane, hai un pic mai aproape de mine. Avem o altă surpriză pentru voi, o trupă excelentă. Mie tot prefix 990, îmi vine să vă zic că sunt mulți de acolo. Îi zice The Boulevard. Bogdan e cel cu care colaborez cel mai bine. Haideți să invităm și pe ceilalți colegi ai lui cu aplauze. Și te rog, Bogdane, dacă tot și Dani, te salut. Deci din vreo trei trupe s-a născut o trupă. Din două. Hai, mai știi? Bun, cred că cel mai indicat ar fi, știi, după ce i-am văzut pe politicieni, nu știu dacă o aveți în playlist, dar mie tare mi-ar place Amintire cu Haiduci, că așa fain se potrivește, mai ales că vine luna iunie 2016. Aplauze pentru The Boulevard! Vă zicem și noi bună seara. Bună seara. Și la mulți ani. Ideea este că noi și noi o să cântăm câteva piese care sigur le știți, vă puteți apropia și sigur puteți să le cântați cu noi. Voi sunteți în regulă. Rândul 2. Așa. Rândul 7. Mulțumim frumos. Mai mult ca sigur că le știți, mai mult ca sigur că puteți să le cântați cu noi. Ok. Tare scumpă băutura, toate cele s-au scumpit, am familie,
și sunt fericit. Băutura cu ce cântă și mă simt tare împlinit. N-am nici casă, n-am nici masă, din pădure mă plănesc. Aveți bani? Dar am casă nu numesc și tare mă numesc. Mi-am vândut și camionul de gândit. Vă întrebați cine a dat banii, ia ca unul din vecin. Și costumul meu de mine e de mura mame. Dar nimic nu mai contează, căci am cazat cu robinet. Am cazanul meu și sunt fericit. Băutura curge cântă și mă simt tare împlinit. N-am nici casă, n-am nici masă, din pădure mă hrănesc. Dar am cazanul meu și tare mă mândresc. Bine, bun, da. N-am nici casă, n-am nici masă, din pădure. Vedem, încercăm așa un refren împreună. Am cazanul și sunt acolo din spate, vreau să copiii aici mai puțin trebuie să știe piesa asta mai târziu. Și mă simt tare împlinit. N-am nici casă, n-am nici masă, din pădure mă hrănesc. Dar am excelent! Încetuți așa ne încălzim. A? Și din palme ne încălzim, da? Pasta ar cam trebui să o știți. Voi sunteți un pic mai mici. S-ar putea să nu știți, dar refrenul sună ceva de genul e haiduc și e vestit, bla bla bla. A? Da, dacă nu știm, puteți să ne ajutați cu palmele, da? Cine trece-n valea seacă cu hangerul fără deacă și cu pieptul dezvenit, Andrei Popa cel vestit, Andrei Popa cel vestit. Șapte ani cu voinicie și-a bătut joc de domnie și tot pradă încetat, Andrei Popa hoț bărbat, Andrei Popa hoț bărbat. Și e haiduc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. Și voi! E haiduc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. La următorul refren neapărat trebuie să facem e haiduc, da?
regulate și nu-i pasă de nimic. Andrei Popa cel voinic, Andrei Popa cel voinic. Și e hainuc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. E hainuc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. Bun, haideți să vedem. Începem un pic cu palme și după aceea trebuie să facem neapărat un refren împreună. Așa, uite, frumos. Sunteți cu noi, cei din spate, sunteți cu noi, da? Vedem măcar să cântăm, da? Și... E haiduc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. Și numai voi! Andrei Popa cel... Și ultima dată împreună. E hainuc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. E hainuc și e vestit. Și voi. Cel voinic. Excelent! Foarte frumos cântat! Foarte frumos! Bun, continuăm, da? Văd că vă mișcați excelent, cântați mai bine decât mă așteptam. Cei din spate de acolo un pic sunt despărțiți așa, deci voi sunteți împotriva celor din față? Nu, așa-i? Nu. Ia să vedem. Când mi-a arătat ce durerea mai fascinat, cu tăcerea, chiar dacă a fost greu, am aflat eu. Parcă o știți și pe asta. Când totul părea doar o glumă și ai dispărut, fără urmă, fără regrete, am spus eu, e stilul meu. Așa se numește și piesa. Ești tot ce am eu, ești tot ce vreau eu, ești tot ce am eu, ești stilul meu. Ești tot ce am eu, ești tot ce vreau eu, ești tot ce am eu, ești stilul meu. De departe tu poți să treci, peste toate nu e prea greu să înțelegi voi. Iar dacă într-o zi ai să-mi dai inima ta și tot ce ai, tu știi să mă faci așa pe el, e stilul meu. Bine de plin, ajutat! Ești tot ce vreau eu, ești tot ce am eu, ești tot ce am eu, e stilul meu. Ești tot ce am eu, ești tot ce am eu, ești tot ce am eu, e stilul meu. Facem cunoștință cu Bogdan, da? Ești tot ce am eu, ești tot ce am eu,
continuăm, da? Iana, haide puțin, te rog frumos. Vrei să facem o poză? Facem o poză, da? Noi cântăm de aici și voi cântați cu noi. Și o chemăm pe Iana și zâmbiți frumos, vreți? Ridicăm niște mâini să facem o probă frumoasă? Hai să vedem! Am ieșit foarte bine, da? Ați zâmbit, mai ales tu. Ai zâmbit frumos? Tu. Hai să vedem un ultim refren, da? Doi, ești tot ce am. Ești tot ce vreau. Se aude de acolo foarte bine. Ești tot ce am. Ești tot ce vreau. Ești tot ce am eu, e stilul meu. Și un ultim refer ca sună foarte bine. Ești tot ce am eu, ești tot ce am eu, e stilul meu. Uite, avem trei oameni aici, foarte mișto. Ești tot ce am eu, ești tot ce am eu. Aici, excelent, acolo începe să miște. La un moment dat cântau mai tare cei de acolo. Avem aici trei oameni care sunt super, două fete și un... și un băiat, da? Nu, e vorba de cei din spatele tău, îmi pare rău. Bun, hai că mai cântăm una, da? Că văd că ne știți cât de chit, da? Cât de cât. Vreau să-i zâmbiți la domnișoara aia roz care vă mai face poze. Ea este soția mea. Faceți cunoștință, Diana? Fă-le un pic cu mâna, Liana. Și cu pardă, da? Aha, v-ați încălzit, da? Ia să vedem. Și ce dacă nu pot dormi? Și ce dacă în toată zi văd cu minte cuvinte să dai cultura ta dragă? Și ce dacă lumea e rea și posacă și nu ne vrea, eu nu vreau, tu nu vrei, lumea noastră e ok și e dragă. Sărim! 2, 3, 5! N-am apere decât iubirea de-o nou, n-am ambiții decât fericirea la ta, pe ea pe tine și lumea întreagă e a mea. Și lumea-ntreagă e a mea. Și ce dacă îmi plouă mereu și e ceață, în gândul meu tu apari ca un bar și mă duci la limană și la viață. Și ce dacă viața e așa complicată, în viața mea totu-i singură când te-am văzut surâzând prima dată.
Mișto. Mișto, da? Bun. Încetuți, o să facem cunoștință cu tot bandul. Acum o să facem cunoștință cu Alexandra Bindea. Ea o să cânte în continuare. Și, bineînțeles, că următoarea piesă e dedicată tuturor fetelor, domnișoarelor, doamnelor. Cred că mai mult ca sigur că vouă o să vă placă piesa, dar ei o să o știe mai bine. Deci cei din spate, dacă văd că aici avem, bine, aproximativ o anumită vârstă și încetuți așa tot merg în spate, tot cei mai în vârstă. Mai ales e o doamnă acolo mai în vârstă, căruia sigur și ei. Să rămână, doamnă! Thank you.
ați recunoscut, nu Tina Turner, Simply the Best. Bun. În continuare. Și la piesa asta, la un moment dat, o să vreau să ne ajutați cu palmele, că e mai veche decât voi, sigur, piesa, da? I'm so proud, oh, as long as I know how to know.
și pasta, știți sigur? Laura, vrem să îți mulțumim frumos că ne susții tot timpul. Este soția toboșarului nostru și este ziua ei astăzi și ziua Comunei Tirlișoa, normal, și ziua lui Laura. Mulțumim frumos că ești alături de noi tot timpul și vrem să încercăm să-ți cântăm o piesă, da? Îți cântăm un La mulți ani altfel, da? Un altfel de La mulți ani. Toată viața mea
să trăiești la masă, să trăiești din plin. Dar ce ne-ați confundat? La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericit. E ceea ce să urezi. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericit. Cu cei ce te iubesc. Deci ultima sigur o să știți, dar asta e legată de vară. Într-adevăr, suntem mai spre sfârșit de vară, dar noi o să cântăm ceva legat de mare, de vară, ce e mai fain. Yeah.
foarte bine. Bun. Mulțumim frumos. V-ați încălzit? Ne pare bine pentru că următoarea piesă este ultima. Și nu acceptăm refuzuri. Trebuie să o cântați cu noi, da? Nu mai urla, se aude un dor. Am înțeles ideea. Ia să vedem. Ai risipit iubirea pe-un doritor. Paul, Paul, ești mai bine în casă. Haideți mai aproape. Asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul. Ce-am vrut? Am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. M-ai transformat în instanță morală. Dar am uitat. Dansai prin vamă goală și era. Facem un refren. Aș vrea să
poate să dăm un pic luminile pe ei, așa cum e acum să vă văd, că sunteți foarte frumoși, da? Când dată începem, da? 2, 2, 3 și... Seară plăcută în continuare și vadă la mulți ani. Mulțumim și noi de Boulevard. Fără voi nu o să fie perfect, așa cum spuneai tu, Dani, perfect fără tine, nu o să fie perfect. Ovidiu, mai stai un pic, întotdeauna am fost curios să văd cum Dumnezeu sună un solo pe tobe de alea. Hai să văd așa un solo cum sună, știi? Am auzit pe tobe de alea așa, dar așa unul de la să-mi spargi difuzoarele, știi? Să rămân fără sonorizare. Eu zic să-mi spargă difuzoarele, el o arde pe manele. E că are ceva cu mine. Da, bun. Mulțumim celor de la de Boulevard. O, vii mai povestit, nu-i nicio problemă. Eu mă așteptam, știi, să-mi faci o ciocârlie la tobe, știi? Bun, ați auzit de Mickey? Serios? Mă, parcă și eu am auzit de ea. Oare să vină în seara asta aici? Da, de Alina Eremina, ați auzit? O să vină și am văzut că ai început să zâmbești. Așa, nu vorbeam cu Bruneta. Așa, bun, nu uitați, transmiteți-le și celor din străinătate dacă vor să ne urmărească. Ne pot urmări live pe www.sângeorstv.ro sau pe www.as-tv.ro, pentru că cele două televiziuni care contează în județul Bistanăsăud sunt prezente aici. E prezent ASTV-ul, am luat în ordinea vechimii, vezi, pânzari eu totuși, așa, și Sângeors TV, un pic mai tânără cu câțiva ani, dar ne ținem bine. Bun, până una alta, după ce strâng băieții, pentru că tot văd acolo așa un grup de bărbați, adică primarul, viceprimarul, senatori pe acolo, o să invit, ia haideți un pic mai aproape, Petra, Ariana, haideți un pic mai aproape, numai așa ca să nu mai mânc zamă caldă acasă, știi? Dacă tot nu-i măcar... Că sigur zice nevastă mea, dar mă, porcule, cât o cânta și iată și ai făcut cu fetele alea în spate acolo. Am ajuns și eu la o vârstă. Bun, două fete frumoase, nu ca nevastă mea, dar frumoase, trebuia să zic asta. Așa. O să ne și dansez de ceva. Aveți loc aici? Până strâng băieții? Aveți loc să dansați aici? A, uite, fac băieții loc. Așa, fete frumoase. Oricum pe cap băieții de la colț. Domn primar, pe unde ești? Hai să-l aplaudăm pe domn primar, să-l vedem. El e vinovat pentru ceea ce se întâmplă aici. Primarul vostru, Vlăduț Purja. Nu un om care să vorbească tare mult, dar face naibii de multe. De multe ori mă duc la el și îl întreb, domn primar, ești supărat? Nu am de lucru. Și mă întreb, când nu are de lucru? Da. Asta o știți voi mai bine, cât are de lucru, cum are de lucru și ce se întâmplă. Până una alta o să mă dau eu jos de pe scenă, nu că n-aș arăta bine, dar parcă fetele arată mai bine decât mine. Haideți să le aplaudăm pe Ariana și pe Petra! Bye.
que todo aquel que aquí está presente debe saber que ese es caliente. La única manera es de mi manera, no de otra manera. Háblame mi corazón, háblame mi corazón, háblame mis abrazos. Dale papi, ay dale, dale papi. Mira cómo me muevo cuando te acercas a mí. Ay dale, dale papi. Muévete, muévete cuando te acercas a mí. Ay dale, dale papi. Mira cómo me muevo cuando te acercas a mí. Ay dale, dale papi. Muévete, 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 muévete.
Această seară stăteam și multe mere ca ursul la oala cu miere. Bun, hai să vă auzim. O vreți pe Miki? Nu vă aud. Bun, hai să o strigăm un pic. Miki! Sata mere să faci iară, să ai? Ei, uite că încet, încet vine și Miki alături de noi. Vă reamintesc că acest spectacol este transmis în întregime de Sângeros TV și ASTV în direct, așa că puteți să-i anunțați și pe cei care nu sunt aici lângă noi că pot urmări acest spectacol live, tot ceea ce se întâmplă, Miki, Alina Eremia, Compact și Foc de Artificii, toate pregătite prin grija primarului Vlăduț Curja. Îmi spunea un domn să nu mai zic că e din Târgișoa, că e din Borleasa, domn primar. Am unde zice el de unde e exact, asta știți voi mai bine. Haideți să aplaudăm pe Miki! Bună seara! Hai, mulțumesc! Ce faceți? Bine! Haideți să cântăm împreună, da? Bună seara, dragilor! Bine, au, trezește în mine, dorințe nebune, prinde-mă și spune pe nume ești, atât de aproape e, susțin prin greșoapă zbor, din poate pe tale, mă topesc în brațele tale, nu mai duc pe sesie. Nu mai duc pe să zic,
Ah,
Bine, sunt surdă. Michi de la Capital, două melodii din acea perioadă. Prima melodie se numește Iubirea mea. Yeah.
Și acum am să schimb un pic ritmul și am să vă cânt o melodie care se numește Jumătate. Gașcă? Am gașcă, mare, 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 gaș
de la ambulanță? Pompieri, ok. Da, sperăm să nu avem nevoie, nu? Ok. Să stați aici, să vă uitați la spectacol. Noi suntem ok, cu capul, sănătoși, tun, până la gât. De la gât în sus, pa, pa. Și Domnul ne ajută! Pentru Domnul de Sfântă, care este sufletul petrecerii! Și nu te
Și acum o melodie foarte frumoasă. O melodie ceva mai lentă. Ah, ce tare! Omul negru. Așa. Care se numește De-ar fi să vii. El e. Ah, ce faci? De-ar fi să vii. O melodie frumoasă, 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 tare de tot. Și am făcut o tribut Mihaela Runceanu, cam așa. Și acum, eu tot mă uit ce ajuns, că am un playlist. Mai am și un text la un moment dat. Am să cânt o melodie care se numește Săracă inima mea. Nu e ok? Dar o știți că eu nu știu. Bine, hai să vedem, încercăm. Și o ieși, o ieși. Dacă nu vine salvarea, da?
vederea și omul drag. Bine! Hai, hai, inimă, hai, la multe răle mă da. Hai, hai, inimă, hai, la multe răle mă dai. Și mai! Hai, hai, la multe răle mă dai. Hai, hai, inimă, hai mă! Vedei jos pe ce? O să continui. Tot la fel, la fel. Pentru toate doamnele, domnișoarele. Ce-au nume? Ioana. Sau pentru domnul Ioan Ionel. Da? Așa, pentru că o să fie noul meu single și se numește Salcia. Este o melodie foarte cunoscută. Vreau să cântați cu mine, da? Cei mici nu știu cum o știu. Părinții probabil.
mulți ani! 681 de ani! Foarte tare! La mulți ani, să fiți sănătoși! Distracție plăcută în continuare! Pa, pa! Mulțumim și aplauze pentru Mickey!